Șantierul căminului dedicat vârstnicilor fără adăpost a fost deschis la începutul anului cu ajutorul donațiilor strânse din evenimentul caritabil Balul Speranței. Spațiul de aici este minunat pentru că ne aflăm alături de o mănăstire. Noi în România avem nevoie încă de foarte multe locuri de locuri pentru oamenii care ajung să nu mai aibă o familie. Căminul le va oferi acestor oameni un loc călduros și o bătrânețe fără griji. E un proiect de suflet pe care doresc să-l duc la bun sfârșit. Cuprinde două părți. Este acest pavilion de dormit unde persoanele care le vom lua în îngrijire vor fi cazate și urmează pavilionul numărul 2 unde sigur vor avea celelalte săli pentru sală de mese, sală de recreere. Vrem să facem o sală de gimnastică pentru că cu siguranță bătrânii au și probleme de sănătate. Mai mult, construcția azilului pentru bătrâni aduce și o premieră în România. Urmează sistemul de construcție EMEDUE. Acest sistem conferă o mare rezistență la cutremure, o mare rezistență la cicloane, la explozii. Ca acest vis să devină realitate, este nevoie de ajutorul tuturor. Ca la orice obiectiv foarte mare, pentru că proiectul nu este ușor, avem nevoie încă de resurse. Dacă doriți să oferiți o șansă acestor oameni aflați în dificultate, puteți face o donație. Contul Fundației Speranță pentru voi este IBAN RO 07 PIRB 3701 729 417001700 deschis la First Bank, sucursala Mărăști, Timișoara.